De ce miros atât de urât fecalele umane? Fecalele umane sunt o parte naturală a procesului de digestie a corpului uman, iar mirosul neplăcut pe care îl emană poate fi o sursă de disconfort și rușine pentru mulți oameni. Mirosul acestora este adesea descris ca fiind puternic și neplăcut. Dar de ce au oare fecalele miros atât de urât? Oamenii produc în medie între 100 și 250 de grame de fecale pe zi, iar mirosul lor poate fi deranjant pentru mulți oameni. Acest lucru se datorează compoziției chimice și a proceselor biologice care au loc în corpul uman. Oamenii consumă o varietate de alimente, iar fiecare dintre acestea are o compoziție chimică diferită. Alimentele care conțin multe proteine, cum ar fi carnea și lactatele, au tendința de a produce fecale mai mirositoare. Atunci când aceste alimente sunt digerate, ele eliberează sulf și alte substanțe chimice care contribuie la mirosul puternic și neplăcut al fecalelor. În plus, bacteriile care trăiesc în tractul intestinal al oamenilor descompun resturile alimentare și produc gaze care contribuie de asemenea la mirosul fecalelor. Aceste bacterii pot varia în funcție de dieta și si stilul de viață al unei persoane, ceea ce poate explica de ce mirosul fecalelor variază de la o persoană la alta. Metanul este cel mai comun gaz produs în timpul procesului de digestie. Metanul este inodor, dar este adesea însoțit de alte gaze, cum ar fi hidrogenul sulfurat, care dau fecalelor mirosul lor caracteristic. De asemenea, alimentele care sunt digerate incomplet sau care trec prea rapid prin tractul intestinal pot produce fecale mai mirositoare. Aceste alimente pot include alimentele grase, alimentele procesate și alimentele care conțin fibre insolubile. Mirosul fecalelor poate fi influențat și de factori de mediu, cum ar fi temperatura și umiditatea. Când fecalele sunt păstrate în medii calde și umede, cum ar fi toaletele, mirosul lor poate fi amplificat. În concluzie, mirosul fecalilor se datorează compozițiilor chimice și proceselor biologice care au loc în corpul nostru. Deși mirosul poate fi neplăcut, fecalele sunt o parte naturală a funcționării corpului nostru și sunt esențiale pentru eliminarea deșeurilor și menținerea sănătății noastre. Pentru a reduce mirosul fecalelor, este important să avem o dietă echilibrată și să menținem o igienă adecvată în toalete și în mediul înconjurător. De asemenea, este important să îngrijim sistemul nostru digestiv prin alimentație sănătoasă și hidratare adecvată, pentru a preveni apariția problemelor digestive. Dacă ți s-a părut interesant acest video, te invit să-ți dai cu părerea în secțiunea de comentarii de mai jos. Până data viitoare, ceau, sunt voi cu Mihnea din Beijing.